Ionuț are 4 ani și poate spune că s-a născut pentru a doua oară. Suferea de o afecțiune cardiacă congenitală și din această cauză nici nu mai putea să meargă prea mult pe jos. Oboseam foarte repede. Deci aștepta luat în brațe. Mulțumim din suflet și din inimă să le dea Dumnezeu sănătate și putere de muncă ca să vă salveze și alte vieți. Dacă nu era operat la Iași, singura șansă era tratamentul la o clinică din străinătate. Însă costul unei asemenea intervenții putea ajunge și până la 40.000 de euro. Potrivit specialiștilor, 95% dintre malformațiile cardiace la nou-născuți pot fi rezolvate prin intervenții chirurgicale, unele dintre acestea făcute chiar la o săptămână de la naștere. La Iași însă, cu dotarea și organizarea actuală, nu pot fi operați decât copii cu greutate mai mare de 8 kg. Suntem limitați de greutatea copilului, deci copii cu greutate peste 8 kg. Pe viitor intenționăm să micșorăm atât vârsta copiilor, cât și greutatea lor și să creștem numărul intervențiilor cu un grad de complexitate ridicat. Medicii din Iași și Italia au operat luni și marți 4 copii între 4 și 11 ani cu malformații deosebit de complexe. Misiunea medicală face parte din programul de dezvoltare a chirurgiei cardiovasculare pediatrice, inițiat de Ministerul Sănătății în colaborare cu Clinica San Donato și Fundația Bambini Cardiopatici nel Mondo. Specialiștii italieni spun că au fost plăcut surprinși de profesionalismul cadrelor medicale de la Iași și că un centru de nivelul celui din Italia a recunoscut în toată lumea drept școală de chirurgie cardiovasculare pediatrică poate fi realizat doar printr-o contribuție substanțială din partea guvernului. Cu echipa care o avem aici am reușit să facem 2 intervenții complexe și cu succes. Fără colaborare nu se poate, fără să punem toți eforturile noastre împreună nu putem să facem nimic. Deci dacă este ca și un lanț, dacă lipsește un inel, se interrumpe lanțul. Un astfel de centru poate fi făcut la Iași prin reorganizarea Institutului de Boli Cardiovasculare, dar costă între 5 și 6 milioane de euro. Realizarea proiectului ar permite ca majoritatea nou-născuților cu malformații de cord să-și poată recăpăta dreptul la o viață normală.